La Hârjan, județul Bacău, se desfășoară până mâine cea de-a cincea ediție a simpozionului internațional Tineretul creștin și persoanele vârstnice. Preocupări, strategii și modele de bună practică pentru un schimb internațional eficient. Evenimentul a fost organizat de Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. 50 de oameni veniți din țară și din străinătate, din Belgia, din Polonia, din Italia, din Germania au participat în aceste zile la Hârja pentru un eveniment cultural social care practic pune în discuție rolul și importanța schimbului intergenerațional eficient pentru tinerii noștri care sunt în centrul social, centru de zi al asociației noastre și pentru centrul social medical pentru persoane vârstnice. Am avut și două momente artistice, culturale, organizate de către copiii și vârstnicii acestei instituții. Un moment ușezătoare, ca pe timpuri, ne-am adus aminte de modul în care tinerii și bătrânii lucrau împreună, bătrânii au transmis mai departe tradiția populară, dar și în același timp de un poem liric al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pus în scenă de către trupa de teatru Micul Prinț al asociației noastre. Simpozionul reunește oameni de marcă, profesori universitari, medici, cercetători, dar și personalități din mediul academic din țară și din străinătate.